Astăzi vorbim despre această experiență. Nicolae, salut! Salutare, salutare, Vadim, salutare, frățoare, salutare tuturor! Salut! Mersi că ți-ai făcut timp și ai acceptat provocarea să avem discuția aceasta. Sunt onorat să acord timpul meu pentru invitația ta, pentru oamenii care o să vadă acest video și sunt că ceea ce am primit noi după retreat și în timpul retreatului merită acordat atenție, merită acordat timp și tot ce mai bun pentru asta. Mersi mult. Noi numim, dăm lumină mai departe. Da, mulțumesc ție pentru tot ce faci, pentru dedicația ta, pentru facilitările tale, pentru serviciul tău necondiționat și pentru tot ce ai făcut pentru mine și pentru toți cei care au fost la retreatul, adică ultimul și la retreatul precedent. Mersi mult! Mersi, Nicolae. Mersi pentru apreciere. Tare, cât ne faci să mergi mai departe. Tu vorbești din Irlanda, să presupun, dacă nu te-ai mutat. Da, Irlanda, Dublin, până când suntem aici. Nicolae, aș vrea să trec la întrebări. Am o serie de întrebări, dar nu neapărat să ne menținem, așa să ne ajute o leac cu direcția, dar suntem liberi să menționăm orice. Ceea ce se referă la retreat, bineînțeles. Aș vrea să mergem un pic înainte de această experiență și să întreb cum, la ce te-ai așteptat inițial, care au fost așteptările tale și posibil cum aceste așteptări s-au schimbat sau posibil s-au realizat sau posibil nu s-au realizat. Ce așteptai de la o experiență, așa, prima dată, timp sau nu? Dacă sincer, așteptările mele au fost depășite, dar vreau să încep de la drumul ăsta care a dus prin momentul ăsta de a veni la retreat, da? Chiar cu 3-4 ani în urmă eram la un verișor de meu ospiție și cineva a menționat de tine, de personalitatea ta și am fost curios ca să te urmăresc, da? Mi-a spus că ești, că faci dezvoltare personală, că ceva ai lansat o platformă, că ai ceva niște cărți scrise. Și de atunci au pornit conexiunea asta mea spre tine, da? Eu până te cunoști pe tine, eram pasionat și eram curios de dezvoltarea personală, adică am început spre calea asta, spre a progresa, spre a crește, spre a dezvolta noi abilități, spre a crea un balans între aspectele vieții și mai departe. Și până la retreat, adică permanent eram în căutare, mai simțeam că parcă ceva mai este, ceva mai vreau, ceva încă nu ajunge, încă mai este ceva de descoperit, este ceva încă de făcut. Adică permanent vedeam la alții recomandările la meditații, da? Și am fost un pic atras de ok, mă duc acolo să învăț meditația. Pe urmă, când mi-ai trimis tu tot planul, wow, mă duc să învăț și yoga, provocarea asta cu gheața, să o depășesc, să văd cum îi... Și adică am avut careva, știi, curiozități și vroiam să descoper, adică, în primul rând, beneficiul la meditații, să văd cum se face yoga și să simt cum, într-adevăr, toată energia asta trece prin corp. Să văd într-adevăr unii sunt fricile celea care îți depășesc momentul ăsta de a mă băga în gheață, dar nu m-am așteptat că ce intențiile cu care m-am dus eu acolo au fost doar ca să le descriu un procent, aș zice că doar un procent din ceea ce eu am descoperit și din ceea ce am primit și am luat și s-a deschis de la acest retreat. Adică chiar astăzi am fost întrebat de cineva, uite, astăzi două persoane m-au contactat să mă întrebi cum, am văzut, uite, eu urmăresc băieții de o lună de zile, chiar cineva care de două, trei ori am contactat în viața asta, da? Și el mă sună, poate o întrebare, s-a meritat? Zic, asta nici nu-i discutabil, adică dacă eu am făcut ceva investiții în viața mea, în alte domenii, în alte sfere, aici returnurile sunt infinite, deja sunt infinite. Adică ROI, return of investment, e foarte... Nici nu m-am așteptat și mulțumesc mult, 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 mult.
și eu percep, eu știu, în primul rând, că ești un antreprenor și destul de lucruri pe care le faci și viteza la care, adică abilitățile tale de antreprenor și capacitățile tale antreprenoriale sunt mai mari ca majoritatea din cei care au trecut prin cursurile care le facem și prin cei care îi cunosc posibil, da? Și înțelegi care e return of investment, în ce să investești bine, da? Când investiția, eu cred că este nu doar unde investim banii, dar și energia și atenția și așa mai departe. Și iată, dacă te-aș întreba, ori eu cred că ar întreba cineva, ar fi interesat să întrebi cum poți să percepi, cum ai de unde vine această senzație a venitului deja, că și te-ai exprimat că deja simt că cum am luat cu mult mai mult, investiția mea s-a multiplicat de multe ori. Și cum ai exprima asta? În ce formă? Ca pentru ceva e posibil să se înțeleagă. De exemplu, noi în viața noastră avem ce avem în jurul nostru, și material, și relații, și tot e echilibrat cu nivelul nostru de pregătire, da? Adică tu nu poți să ai mai mult decât ce ești și mergi, decât ce ești și ești tu. Și în primul rând, ca tu să obții ceva mai mult, trebuie să devii tu ceva mai mult. Dar de multe ori noi avem ceva în noi care pur și simplu noi nu-l știm. Nu putem să avem însăși darul ăsta, da? Avem darul dat de Dumnezeu care pur și simplu noi mergem prin lume, dar noi nu l-am conștientizat că ăsta e nostru și noi putem să-l valorificăm, da? Pentru cei care l-au descoperit și alau și fără retreat și fără, aș zice, ajutorul ăsta sau impulsul ăsta din partea voastră, din partea retreat-ului și toate momentele care sunt la retreat, adică un pic poate e mai dificil să găsești. Dar dacă l-ai găsit ăsta, ăsta nu doar că ți aduce rezultate din punct de vedere în afaceri, tu ai să deschid toate, să deschid tot, să deschide echilibru emoțional, se deschide echilibru spiritual, se deschide echilibru mental, conștientizările, conexiunile între toate forțele astea. Pur și simplu e alt nivel, e alt nivel. Adică eu am nu că mă gândesc la retur, eu mă uit la starea mea după o lună de zile, după 3 săptămâni când ne-am întors, ambianța din familie, relaxarea asta cu care fac lucrurile, liniștea asta, stresul ăsta care nu mai există, care nu deja n-am cunoscut ce înseamnă stres timp de 3 săptămâni. Euforia asta, plăcerea asta de a face lucrurile în prezent, adică conștient, adică satisfacția asta care mă duc și la sală, și cu soția când stau, și lucru când îl fac, și ideile noi care îmi vin. Tot e deja alt nivel, adică nu se discută. Știți ce ne-ai amintit, Nicolae? Ne-ai amintit de un moment când, cred că ești cunoscut și posibil cei care ne ascultă, dacă le este cunoscut istoria mea, am fost la un moment din viața mea, am fost închis, am fost în închisoare, da? Iată, stând în închisoarea aceea, a fost unul dintre cei, cu toate că era ca un fel de televizor, era mâncare, adică nu erau. Eu gândeam că este ceva super să ai, să ai gym, să ai mâncare, să ai televizor, cumva, când eram în internat, da? Și nu aveam lucrurile astea de bază. Și acolo erau toate lucrurile de bază, nu era libertate. Și iată, am început să citesc, acolo am început să citesc, pentru cei care nu au citit în cărțile mele, am început să citesc, acolo am început să descoper pentru mine dezvoltare personală și îmi veneau idei. Și acele idei, așa, îmi creau niște impulsuri că aș vrea să le fac, dar nu am libertatea asta. Și iată când am avut noroc și mi-au dat voie, așa cred că a fost foarte, ne-a dat voie afară, tot în Anglia, că mă gândim că ați mă trimit acasă. Și iată, starea și cu toate că eu am ieșit și nu aveam niciun ban, nu aveam bani,
Și era soție, era gravidă, acum avea să nască, dar eu eram cel mai fericit. Și cu senzația și eu eram sigur că totul va fi ok. Eram sigur că vine ceva super. Și că din senzația asta, ideile, dorințele, ce te gândești, ideile care îți vin cu total altfel decât cele. Eu cred că te referi la starea asta, la ceva de felul ăsta, dacă eu am înțeles corect. Ar putea fi ca o asociere. Uite, nu pot Da. să-i dau că starea care o am eu în interior, eu nu pot să o asociez decât cu starea care o am eu. Eu nu pot să o compar cu altceva cu nică. Adică, da, noi putem să le asociem cu una sau alta, da, e o eliberare, da, eu zic că e o eliberare, e o deschidere, nu știu, eu zbor încă. Eu încă zbor, eu am 3 săptămâni, eu încă zbor. Eu primesc atâta satisfacție și atâta de la tot, de la fiecare. Și am un stau cu tine aici și sunt live plus la fel, am o satisfacție. E absolut enorm. Și în genere, adică nu, dacă înainte mă mai gândeam, de exemplu, ieri am lăsat fumatul. Dacă cândva mă temeam de taică-miu să vadă cumva că eu am fumat, eu am ieri și azi, eu nu am fumat nici o țigară, da? Cu tăi, poate înainte, nici nu vrem să audă cumva că eu am fumat. Am chiar de a să vadă taică-miu video asta. Așa trebuie să fie, tata trebuie să auzi că eu am fumat, acum un an și ceva de zile și au fost perioade diferite, când fumam, când lăsam, când astea nu, dar acum, într-adevăr, ieri conștientizam. Și adică îmi găseam valorile astea în mine. Ok, eu, în primul rând, trebuie să fiu foarte sănătos. În primul rând, trebuie să-mi protejez pieptul, cum am vizualizat și mi s-a mesajat că aici e problema și zic, plămânii mei, în primul rând, trebuie acoperiți, protejați. În al doilea rând, vreau să valorific timpul la maximum în viața asta și zic, eu atâta timp cât ies la țigară, atâta timp cât mă duc să cumpăr țigările și ele, atâta timp cât șterg mirosul ăsta, scurez după mine scrumul și asta e timp pierdut care eu pot să-l valorific, să fac alte lucruri care nu trebuie să ne ajustez timpul ăsta. Și plus la tăi, ok, și financiar vreau să ajung unde trebuie să ajungem ca să obținem celelalte nivele, la fel, adică am găsit 3 motive, deși eu o să las foarte profunde și zicem, ok, deși vreau eu să fumez. Nu găsim nimic, adică toate erau nici o plăcere, nici. Nu mi-a dat un răspuns, deși să da. Și am zis că gata, am plecat. S-a dus. O pleca. Și adică, Aho. dacă înainte poate era rușine și spun că da, am stat și eu în pușcărie în America și au mai fost situații, adică nu mi-e rușine, da, am stat și eu, am trecut peste este și nu mi-e rușine să spun cine sunt eu cu adevărat, cine am fost, cine sunt eu astăzi. Wow. Ca să fiu acceptat, fiu perceput așa cum sunt. Nu să mă gândesc să-mi trag o mască ca și-a să creadă așa la despre mine și-a să facă așa la, cum a zic așa la. Nu. În Wow. primul rând, eu mă accept pe mine și ceilalți să mă accepte. Mai tare, eu cred Și care trebuie mai ales, că. Da, în primul rând, care să înțeleagă și care să da. vadă, care să simtă. Dar deja Wow. sunt. Care trebuie, deja sunt. Eu sunt așa niște, adică sunt deja oameni care singur mă contactează și sunt foarte curioși. Nicolae, vreau să-ți transmit un respect și felicitări pentru decizie, că este un pas care cu siguranță este doar benefic pentru tine și familia ta și nu doar pentru tine și familia ta, dar bineînțeles că asta se extinde și în lume. Felicitări, respect. Mulțumesc, Mersi, Nicolae. mersi. Wow. Eu am înainte de a descoperi experiențe de tipul cele ce le-am acumulat în ca parte din retreat, foarte mult am fost și eu interesat sau interesat, am cutreierat foarte mult în căutare, prin dezvoltare personală, ceea ce admir și mulțumesc acestui proces. Ceea ce am descoperit eu că este un nivel pe care poți sau treci învățând, punând în minte, da? Și punând în minte și punând în acțiuni. Și cumva. Dar e diferit ceva care când schimbă ceva înăuntru,
știi, ca și cum te ai descoperit că ești fiicior sau fiica a unui împărat și o împărăteasă, da? E cam un fel așa ceva, cu totul altfel începe, ceva se schimbă, da? Un fel, la așa nivel ceva, ceva schimbă și ceva, dorințele schimbă, schimbă. Și eu despre asta, ca un proces de practic, de experiență, că, cum ai menționat, tu nu poți să exprim, de asta cumva și inițiem aceste discuții. Deci nu putem exprima nici prin poză, nici prin scris ceea ce facem, ceea ce se întâmplă acolo. Deci, cu siguranță, nici noi aici nu putem, foarte, foarte zgârie, cum spune Lex, un pic parțial, discutăm despre asta. Dar mă bucur foarte mult că este posibil, căci sunt mai multe căi și eu cred că toate duc într aceeași direcții, dar ceea ce ai menționat despre senzațiile stelei tale este ceva fără preț. Și mă bucur că tu vezi asta, și asta e puternic. Mersi, Grazie. wow. Nicolae, ce a fost pentru tine cel mai greu în acest proces, în această experiență, ca să depășești, posibil, o emoție sau o barieră oricare, posibil unul, două lucruri, dacă le-ai putea, dacă sunt, le-ai putea să le împarți. Multe bariere care mi era greu să le accept și să le văd, adică să le accept, aș zice, că dividea, poate undeva eu le conștientizam și înainte, dar ca să schimb mândria pe smerenie, da? Să cizelez ego-ul ăsta care era în mine, și el și este, că eu am înțeles că el e greu și poate niciodată ego-ul n-o să-l poți cu totul și el undeva uneori ne trebuiește. Dar însăși momentul ăsta de mândrie a fost cel mai mult să-l accept, că într-adevăr eu deja nu-i mai este rușine să spăl vesela și pentru alții și pentru mulți, să mă duc și spăl și vicei dacă trebuie și să dau nasul în jos, mult mai jos. Asta a fost un pas, da? Din conștientizările care le-am văzut, ce ar trebui eu să fac după asta, da? Din momentul acolo, pe loc ai în vedere sau ce ai în vedere tu, adică dacă Da, acolo, provoc. ceea ce avem în vedere în cadrul experienței de 7 zile, care au fost lucrurile cele mai grele de depășit sau de retrăit, experiența cea mai mult? Să-ți spun că a fost ceva greu, nu, dar a fost ceva. Au fost curiozitate în fiecare pas. În fiecare zi a fost o creștere a intensității și undeva asta au făcut așa că, într-adevăr, momentul, adică cum au decurs lucrurile, au fost așa că intensitatea a crescut treptat, ca noi, ok, asta am trecut, am depășit, ok, următoare, next. Și deja eram curios ce aștept următorul. Unde, cât de adânc o să mă mai duc? Și poți mai descoperi la următorul nivel. Dacă eu îmi pun intenția asta, oare să mi-o arăte? Dacă eu descoper intenția și așa să fac cu dânsa. Și adică, deja deschizând o ușă după alta, parcă eram într-un labirint și am deschis o ușă, gata, am văzut acolo, am găsit enigma și am găsit valoarea și am găsit comoara și care o căutam după ușă în labirint. După care iar am căutat, am găsit următorul, adică până parcă gata, am ieșit din labirint și am ieșit în cap celălalt. Și adică dacă provocări pe timpul retreat-ului ele erau, dar era mai mare curiozitatea să găsesc lumina și să găsesc rezolvarea lor, să deznod nodul ăsta care e legat. Și asta făcea ca să depășesc fiecare barieră care vine sau fiecare challenge dacă chiar și vine sau undeva dacă era un stop, dar nu, asta e ceva, pare că cumva nu e așa. Pentru mine a fost prima zi stranie, dar după aceea nu a mai fost nimic straniu. Eu, într-adevăr, am venit acolo, nu știam la ce, așa, la ce, știam și vreau, dar nu mi-am dat seama că e așa și este acolo. Adică în prima zi a fost straniu, în prima seară, introducerea, deschiderea evenimentului, așa un pic, dar pe urmă când m-am lăsat, ok, asta, eu sunt aici, trebuie să eu prezent, s-a dus.
Merci. Uite, ai atins ceva super profund, Nicolae. Și aș vrea să un pic să revin la asta, la ceea ce ai menționat. Ai menționat despre modestie, dacă nu mă greșesc, dacă Mândrie, mândria. mândrie, da, dar de partea cealaltă a mândriei, tu ai spus că ai descoperit Smerenie. smerenie, smerenie, merci. Iată, este smerenia, eu cred că în timpul, în zilele curente, cumva este foarte misinterpretat, da? Adică interpretat cumva posibil incorrect sau posibil nu înțeles, și-a pierdut cumva înțelegerea și înseamnă asta și pentru și asta. Și iată, dacă cred că eu simt că este cazul să dacă dai voie să ducem o leacă într-o asta. Ce ai găsit benefic pentru tine în această senzație de smerenie sau ce crezi că, care este, crezi că este valoarea acestei stări sau acestui, aș spune stare, da? În primul rând, îți dă o stare de apreciere, de mulțumire, de recunoștință la ceea ce este până la ziua de azi. Cizelează foarte mult frustrările, aș zice. Că dacă noi ne punem toată ziua așteptări, ce vrem să obținem de la lucru, mă duc acolo, trebuie să mă întâlnire și ea să rezolvă aia. Soția trebuie să-mi accepte așa lucrurile astea. Deja când tu începi să simți smerenia asta, o acceptare la tăcerea, cum era motoul nostru, așa trebuie să fie, tu deja mergi la orice nu s-ar întâmpla, că o căzut și s-a stricat un pahar, că ai avut niște așteptări de la ziua de azi, să faci mai multe vânzări, dar nu au fost așa ele. Adică o conștientizare că lucrurile tăte sunt așa cum trebuie să fie într-adevăr, eu trebuie să mulțumesc, să apreciez pentru asta, că trebuie să nici asta nu trebuie să. E superb ceea ce ai spus. Dar dacă să ne ducem și mai adânc, de exemplu, atunci când am senzația asta, și doar opinii vreau să cer, nu neapărat să întrebare care trebuie să o răspund, dar iată, atunci când am atitudinea asta și ai descris-o super fain, ai descris-o exact așa cum, adică, cum ar trebui să fie, și iată, ce valori sau ce rezultate ca rezultat aduce la asta. Sunt ca când ia-te așa cum ești și ești mulțumit pentru ceea ce este. Cineva ar spune, da, dar cum eu pot să scriesc cu așa atitudine, de exemplu? Cum ai să Eu răspund? aș spune că îmi dă liniște, îmi dă calmitate ca eu să pot să gândesc, să pot să creez ca următoarea zi să văd cum pot să îmbunătățesc, să văd ce instrumente noi pot să ajustez ca să creez. Dar tu când stai în starea asta de tensiune, de frică, de încordare, de nemulțumire, tu nici nu ai când să găsești echilibrul ăsta emoțional și liniștea asta, ca tu pur și simplu, ok, da, eu nu zic că eu mă smeresc, dar asta nu înseamnă că eu nu am fac pentru mâini scopuri noi și însuși aceleași noi reguli și care mi le-am pus de ieri și lucrez la dânsele. Asta nu înseamnă că gata, eu mă smer. Da, eu apreciez, eu mulțumesc la și și azi, eu o găsesc cu o liniște extraordinară interior, dar liniștea asta îmi dă pentru ziua de mâine un nou impuls, o nouă putere, o nouă deschidere, o nouă etapă, o nouă conștientizare, o nouă progres, adică să duci singur la alt nivel. Când stai, când găsești în interiorul ăsta și plăcerea asta, singur, a doua Wow. zi, e progresează de la sine. Și când ai smerenia, când ai liniștea asta, tu te pornești într-o zi, ca eu mă uit la mine după 3 săptămâni, eu mă pornesc, de exemplu, ok, azi eu trebuie să rezolv asta, asta, asta. Dar eu când ajung la sfârșitul zilei și când mai văd că pe lângă asta, 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 s-a făcut și asta, și asta, și asta, și asta, și asta, și asta, numai datorită la și ea, că eu atât de calm și atât de conștient și atât de liniștit merg și rezolv fiecare etapă, că ele, pur și simplu, la sfârșitul zilei, tu uiți, sunt mai multe rezolvate decât nerezolvate, decât planificate. Și asta e ceva wow, care eu până acum, dacă făceam acele 3 care erau planificate, apoi eram campion, dar nu...
Am dacă pun 3 și 7, zic, ori avea, la zi neam următoarea, care se vă. Dar eu cred că totodată, eu reflectez tot, adică pe ce eu la o etapă această smerenie și această liniște și ai scris-o foarte, foarte, foarte fain. Exact după cum ai scris și chiar dacă câteodată nu fac acele 5 lucruri care le-am planificat, fac mai 3 și asta tot e fain. Dacă mai uit să-i plângă este, mai fost ceva care nu am planificat, dar a fost super fain totodată. Îți dai Asta seama. e, asta e, că de multe ori se întâmplă lucruri care nu le-ai planificat, dar sunt mai benefice și sunt mai frumoase și sunt mai puternice și când tu te uiți, băi, asta undeva mă duci bine în altă parte, așa că daже mai bine că s-a întâmplat așa. Exact. Și mie pare că senzația asta de grabă, de iritare, e să se exprimă în orice faci, în orice, în relația cu copiii, în relația cu soția, cu prietenii, colegii și în lucru pe care îl faci în sine, să exprimă graba asta și e super valoros ceea ce ai menționat și starea asta. Wow, super, super. Mai tu Nervozitatea nu duce energie. nicăiurea. Nici pe tine nu te duce la bine, nici pe cei din jur nu-i faci confortabil împrejurul tău, pe nimeni. Adică... Nicolae, uite, tu ești o persoană de afaceri, ești un antreprenor, om de afaceri, aș spune deodată. Atunci când ai procurat, știi, nu că banii ăștia sunt posibil atât de mulți posibil pentru tine, dar eu cred că pentru nici pentru cel care, mai ales pentru cel care are afaceri și parcă are bani, poate și permite, el nu înseamnă că cheltuie bani pe ceva care nu are sens. Ei mai mult chiar să uită în ce investesc. Și mie e interesant care au fost lucrurile pentru care tu ai menționat că a fost curiozitate și ai vrut să descoperi ceva nou. Dar dacă mai este ceva, dacă poți mai reflexi ceva care te-a ajutat posibil să faci decizia, să investești în acest lucru care este nu prea clar, eu cred că, da? Da, este vadim, posibil este ceva o curiozitate, dar nu era destul de clar. Cum ai făcut decizia asta să participi totuși cu soția împreună și să investești într-o această călătorie și într-o această experiență? Până la urmă, însăși, și afacerea faci parte din viață, faci parte din tine. Tu ai creat-o, tu o conduci, tu. Dar de multe ori și multe afaceri se rezumă la foarte mulți stagnări, la foarte multe. Adică, nu poți să treci la următorul nivel. Adică, tu ai ajuns, ai creat, parcă mergi, parcă e ok. Dar nu poți să duci la următorul nivel. De atâta că tu nu te-ai dus la următorul nivel. Și eu aș spune că când tu regăsești și descoperi lucruri, adică pentru mine a fost curiozitatea, în primul rând, ok, fac eu și ei și trebuie în viața asta. E asta a meu. E asta direcția mea. Cum pot eu, dacă e asta, să merg la următorul nivel, să mă îmbunătățesc pe mine. Și valori poți adaug în interiorul la afacerea asta. Cum poate cumva trebuie să-i dau alt sens decât el unde merge. Și într-adevăr, adică eu din prima zi după ce am venit, eu ne-am dat seama că eu nu pun accent pe ce își trebuie. Nu pun accent pe... Adică dacă eram focusul pe ceva, acum focusul se duce în altceva care pentru mine, în primul rând, e mult mai plăcut. Pentru oamenii din jur, în primul rând, e mai plăcut, dar restul nu contează. Restul sunt sigur că ele o să vină. Atâta timp cât eu fac asta nu doar cu scopul la rezultat, adică eu nu mă gândesc la rezultat acum. Eu mă gândesc la proces, la satisfacția și la valoarea pe care trebuie să o aduc afacerea mea în jurul pentru oameni. Adică eu știu că pe urmă roadele o să vină atâta timp cât clienții o să fie satisfăcuți, oamenii o să fie satisfăcuți, eu o să fiu satisfăcut și tot cercul ăsta undeva o să simt o putere care el o să dă valori și o să dă mult mai multe rezultate.
Da, cu siguranță, sunt foarte de acord cu asta. Eu tind să repet foarte des că până și nu-ți construiești pe tine, nu poți construi nimic. Adică, de dat, construiești pe tine, nu poți să construiești orice. Foarte bine ai notat exact acest lucru. Însăși, două zile în urmă am avut conștientizare, adică ca să schimbăm ceva în exterior, întâi ne schimbăm pe noi, cât mai mult lucru asupra nostru. Adică chiar îmi vine în memorie, adică cum o sculptură, adică o piatră. La început ești o piatră pătrat fără nicio imagine, da? Și tu începi a asculta. La început ai făcut doar părul, pe urmă steană, și când ai făcut, ai terminat-o toată, atunci, dar cât timp tu ai de sculptat ca să găsești, să faci forma și aia perfectă, care lumea să o admire ani de zile, ca lucrările lui Michelangelo și mai departe, așa și asupra noastră. Lucrăm zi de zi pe toate segmentele până iese, să zicem, perfecțiunea aceea care putem maxim să ajungem. Că eu nu cred că putem să ajungem la o perfecțiune în viața asta, dar până a ne duce noi pe lumea cealaltă, într-adevăr, putem să facem foarte mult schimbare, foarte mult progres, foarte mult rezultat, ca să ne-am dus acolo cu inima împăcată. Că aici am lăsat maxim posibil și am valorificat maxim posibil ce putea de valorificat. Nicolae, tu ai menționat, chiar acum, ai menționat despre partea asta că eu nu sunt focusat la rezultat, sunt focusat la satisfacție, la proces, la satisfacția că fiu eu satisfăcut, fiu oamenii din jur, fiu client satisfăcut, că valorile tale s-au schimbat. Interesant dacă ai început și ai, cred că undeva 2 săptămâni minimum de când, eu cred că ai început să implementezi aceste, sau să ai în gând acest proces, această valoare sau acest atitudini, să o numesc. Ai văzut rezultat deja la această atitudine? Care ai urmărit rezultatele a unei zile de lucru în comparație cu cele precedente? Rezultatele chiar, da, vizuale sau pe care poți percepe. În primul rând, acum lucrez la o structurare, la o organigramă, aș spune. Vreau să organizez lucrurile în așa fel ca ele să meargă la următorul nivel. Da? Adică eu am înțeles că stând și cu ceea ce am azi, eu nu pot să merg la următoarea nivel. Da? Eu am nevoie de reorganizare, restructurare, compartimentare, tot ca să așez lucrurile așa cum trebuie, în primul rând, da? Și acum, practic, lucrez pentru a organiza lucrurile astea. Din punct de vedere a intenției, deja, ca să fac oamenii satisfăcuți, asta deja s-a pornit, adică fiecare client care vine, pe lângă comanda care e făcută, mă stă lui să dau o surpriză extra, o valoare extra, dacă sunt undeva o nemulțumire din partea lui, eu fac ca nemulțumirea aceea să fie într-o neașteptare, adică să depășesc așteptările lor și abțin fac din partea mea, dar deja cum o sunt ei, cum o văd ei, eu nu știu. Dar eu sper că și ei sunt satisfăcuți la fel. Super, cred că tu menționezi despre asta și am repetat de câteva ori despre afaceri. Care este activitatea ta? Cu ce se ocupă Nicolae în Irlanda, acolo? Noi avem o companie care se numește East Food. Importăm produse alimentare, în primul rând, din Republica Moldova în Irlanda și nu produsele alimentare oarecare, dar produsele sănătoase. Vrem ca să, prin produsele noastre și prin conexiunea pe care o lucru pe care îl facem noi, să ajutăm producătorul ăla care depune suflet, depune dragoste ca să creeze un produs calitativ, natural, fără adaosuri de zahăr, fără adaosuri de conservanți nocivi și diferiți care sunt dăunători, să definim produsele calitative și să ajutăm ca produsele astea să ajungă pe mesele la cât mai mulți oameni din Irlanda, în primul rând, și noi avem viziunea globală și o să lucrăm ca să o extindem și să dăm posibilitatea să ajungă produsele din Moldova și din brâul este european în viitor, adică avem tendința să luăm din toate țările, România, Bulgaria, Polonia, produse într-adevăr calitative, care nu avem deja asociere în gama care o avem, adică ceva nou, ceva alternativ, ceva care oamenii au nevoie
sau dăm posibil oamenilor să acceseze. Și avem, adică, și prin magazine, și avem website-ul unde facem livrări la domiciliu, prin personalul nostru, prin curierat, ca să facem cât mai rapid, cât mai eficient, și ca cost, și ca calitate, și ca toate. Voi ne trimiți nouă un cadou, niște bunătățuri, în ciocolată, miere în ciocolată, niște lucruri din fructe uscate care eu ca tare nu am gustat niciodată și Da. îți mulțumesc foarte mult pentru o surpriză. Interesant, voi asta erau deja și eu nu le-am văzut sau voi ați încercat ceva nou? Eu tare mă bucur că piața Moldovei deja avem băieți, antreprenori, tineri cu capacități creative și le dă în cap ca din mărul și ala, nu doar să-l vindem unde l-am vândut până acum, dar putem să facem și chipsuri de miere, cum sunt compania Crisple, care tot le avem și le au în patru flavor, la fel, fără adaug de zahăr, fără uleiuri, fără nimic. Și măr în ciocolată, cu scorțoară, măr alb, cu ciocolată albă, cu ciocolată neagră. Adică sunt produse noi, care însăși pe piața europeană, ele nu sunt atât de bine cunoscute sau nu sunt atâtea de des întâlnite, da? Dar oamenii care le gustă și le savurează, într-adevăr, rămân surprinși și prin asta ne dă un impuls în plus că oamenii, wow, știi, satisfăcuți, vedem bucuria asta în fețele lor și asta ne face să continuăm mai departe, să găsim produse noi, produse interesante, produse calitative, sănătoase, care să facem, într-adevăr, oamenii să fie bucuroși și să le aducem un zâmbet de față. Și Wow. sunt produse noi, adică sunt produse care, de exemplu, dacă majoritatea pe piața noastră erau caisa în ciocolată și pruna în ciocolată, acum avem și măr și Miere. miez de Miere. nucă și vișină albă, vișină neagră și de toate, adică și gama uscate, gutui, pieri, mieri, cireși, vișni, tot, pruni cu miez de nucă, miez de nucă. Ceaiuri la fel sănătoase de la Dr. Farm, care sunt toate Wow. pe o Unde pot gamă. găsi persoane, dacă cei care sunt în Irlanda, unde pot găsi, în ce magazine, în afară de online, care sunteți online, în ce magazine? În afară de online avem, de exemplu, rețeaua Polo Stores, avem câteva produse deja cu ei lansate, da, e o rețea de 18 magazine. Avem, adică Maxella, Polo Stores. Avem în diferite zone, avem în centru trei magazine, Alimentara Napoca, Alimentara Românească și Micu Butchers. Avem în Waterford și în Tildare în Smak, este un magazin ucrainean. Avem în Blanchardstown, în Sylvania Foods, în Iera, în Ongar, în Bucovina, Blanchardstown, în Net Poland, Tyrrellstown. Practic, la moment, da, anul trecut am avut și în Ashburn, dar încă n-am început din punct de vedere a timpului cu dânsul lucru, dar acum o să mergem mai, adică în Go, pentru Station, în Clondalkin, este o benzinărie acolo, Go, la fel avem acolo produs. Wow. Eu cred că cei care ar dori să descopere, să guste ceea ce am gustat și noi, este super. Pot să vă scrie direct pe East Food. Eu Da, noi ascult avem din. pagina eastfood.ie, website-ul eastfood.ie, care persoanele care sunt în Irlanda pot să comande pe website și ele vor primi a doua zi acasă. Ne dorim să fie serviciu foarte rapid și calitativ. Și, cu de exemplu, viitor, adică eu am vrut tare anul ăsta, în sezonul ăsta, dar nu am reușit din punct de vedere a timpului, dar pentru sezonul următor ne pregătim să intrăm și în UK. Deja avem domeniul cumpărat, am fost o vizită de lucru, am găsit depozit, contabil, tot punctul, doar trebuie acum să pre-settle, Nino, să lansez compania și să-i dau drumul. Wow. Mult baftă vouă Mulțumesc! cu asta și eu cu siguranță să adaug link-ul aici ca oamenii să găsească în caz că nu au reușit să noteze. Văd o întrebare aici și vă rog, care, dacă ne ascultați, cei care ne ascultă, dacă mai ai întrebări, ceva, te rog, poți să scrie aici. Dar, cât avem o întrebare, Nicolae, sunt curioasă, dacă ai observat schimbări în relația cu soția ta după retreat? Dar și copiii. În primul rând, acolo, cel mai mult timp am trecut în primul rând.
Eu mă bucur în primul rând că noi împreună am fost cu soția la retreat și vreau să recomand la toți care au posibilitatea și văd acest video și văd această îndemn din partea mea, a noastră, eu cred că și din partea ta la fel vine. Dacă este posibilitate în cuplu să mergeți amândoi, după asta schimbările o să fie nu doar la unul, la amândoi, amândoi o să înțelegeți, o să aveți aceeași viziune. La noi, de exemplu, e o plăcere necontenită. Noi mai des ne spunem cuvinte frumoase, noi mai des ne îmbrățișăm, noi ne iubim mai bine decât în prima perioadă a vieții, așa, relației noastre. Și din punct de vedere sufletește și trupește, e imens, imens. Și însăși mult, adică o deschidere. Deja eu simt cum soția deja are curajul să spui lucrurile, ok, eu sunt ceva, eu deschid, eu spun, uite, pui, asta o sunt, asta vreau să o spun, asta vreau să o discutăm, ce e și înainte, cumva, să temi de reacția mea sau la fel și eu, cumva, undeva, adică o deschidere și o înțelegere totală, absolut, e alt nivel. E alt nivel și... Wow, dar copiii? Copiii, eu cred că primele 2 săptămâni jumătate, eu genere n-am ridicat vocea la dânsi. Toată vremea găseam contactul ăsta, să-i atrag, să le găsesc conexiunea asta a ochilor și să-l mut de pe gălăgie și de pe și avea el în cap, să-l conectez cu mine. Și să încerc să discut și prin discuții să-l fac așa ca el să înțeleagă și să înțeleg un miracol. Dar erau unele cazuri care undeva mă fășe ca să fiu un pic mai agresiv. Da? Dar eu mă uitam dintr-o parte la observatorul care s-a deschis și care este în mine, că însă și agresiunea asta ea nu-i stresantă, nu-i nervoasă, că nu mă duci bine în euforie și ea și că eu să încep să schimbă stările și emoțiile. Dar eu am spus-o și eu în același timp vin înapoi în starea mea de bine și eu undeva zic, las că e ok, ți-am dat o leacă așa ca să nu stai tu chiar numai că e tot e verde și frumos. Trebuie să creăm caracterul și ăla din tine, trebuie să creăm bărbatul și ăla din tine, trebuie să te fac tine ca să conștientizezi niște lucruri și chiar de undeva am ridicat vocea și am folosit un pic agresorul și ala din mine, care eu mă uit la dânsul și îi caut beneficiile și undeva al observ și zic, las că e bun, e ok, așa trebuie să fie. Deja vine iar, vine înapoi recunoștința asta și smerenia asta. Dacă a fost, înseamnă că ei trebuie să fie un pic și de asta. Nu degeaba noi am jucat rolurile astea și de victim și de agresor, că ele trebuie în viață să aibă o balanță și undeva trebuie să arate punctul lor de vedere, numai noi să ne uităm benefic de ce el se întâmplă. Sper că am răspuns la întrebare. Foarte de acord, da, exact. Și este una când este un rol oricare care îl joci sau anumite, ești pierdut într-o emoție și apare iritarea asta și care influențează deja tot ce este în jur. Și este diferent decât ai menționat ceva dur sau direct sau mai energetic cumva. Și ai venit înapoi, într-un loc și observi deja, fără iritare, deja poți face alt lucru ca să nu împrăștie acea iritare și acea agresie pe toți cei care au de furcoasă sau nu. Iar că asta e diferență foarte mare. Controlul la extremele astea acum sunt atât de conștiente și atât de ușor. Nu, în general, adică asta a fost un caz sau două, nu au fost multe ca eu să am de unii faci, adică foarte echilibrat, dar chiar de au fost, adică asta au fost observările și conștientizările. Și tare îmi place, adică că nivelul ăsta emoțional, eu nu al încorporez în mine termen lung, care el gata, îmi strică ziua, îmi strică tot atmosfera și cu alți oameni și cu alți, adică vine înapoi și gata. Unde mai departe ce avem de făcut? Calm, liniștit. Mersi, perfect. Eu cred că partea asta despre care noi am menționat un pic acum și la general, în general, foarte des
bărbații se uită la spiritualitate și posibil, eu cred că asta e parte de un pic de imaturitate, se uită la lucrurile de spiritualitate, ca la ceva, eu nu sunt călugăr, eu n-am, eu mujic, eu sunt aprins, eu pun pumnul. Eram și eu la o etapă din viață așa. Și eu cred că ceea ce ai menționat tu faci parte din și ceea ce am discutat noi un pic acum, smerenii despre revenirea asta la mijlocul, la mijlocul sau observarea asta, ceea ce niște lucruri care desori mai femeile înțeleg mai mult, sunt foarte importanti pentru maturitatea masculină și eu cred că asta face parte totodată integrarea asta a energiei feminine oricare, care observă și vede lucrurile care nu se pot vedea sau nu se pot exprima sau nu se pot atinge și îndoie, este ceva care are parte din maturitate și din abilitatea de a fi un tată, cred că dacă vorbim despre aici masculinitate, un tată și un soț care e responsabil de acțiunile sale, acțiunile mai ales care s-are în vedere de lungă durată. Noi foarte ușor putem, prin această agresie, să rănim emoțional copilul pe toată viața, care după asta, la 18 ani sau 20 de ani, să meargă pe la terapeuți și așa mai departe, să ne stească în trânsul și să aleagă căi dureroase în viața ta sau să trăiască cu cineva care iarăși doar din impulsurile este emoționale. Și eu cred că asta e responsabilitate și mă bucur foarte mult că sunt bărbați și Nicolae, tu ești un exemplu de ce pentru mine, de ce că ai energie masculină înaltă, ai focul ăsta foarte, foarte mare, dar destul de mult curaj ca să poți păși partea cealaltă înspre vulnerabilitate și poți să integrezi asta. Și nu ești o persoană care știi că e una când ești haiduc, eu numesc haiduc, da? Când nu ai soție și ești așa prin lume, da? Guști din toate părți, da? Dar ai ceva care pe viață, deja ai responsabilități, ai copii, ai soții, ai afaceri, care orice acțiune influențează direct la toate nivelurile. Și eu ar vrea, deși menționez asta, una ca să-ți dau un respect și o apreciere exact pentru acest curaj și pentru abilitatea ta de a integra asta și cred că undeva și un mesaj celor care posibil încă nu s-au trezit la această abilitate despre care ai vorbit tu până acum și necesitate de a menține, cu toții știm care avem familie, avem afaceri, cât de mult poți dăuneze dimineața dacă ai răcnit și ai rupt ceva acasă, fizic sau i-ai dat cuiva pe față, da? Asta se influențează la lucru și prin muncă și așa mai departe. Cu toți am văzut consecințele, mai ales dacă suntem băieți mai agresivi, așa, cu mână mai dură, care eu știu că tu ești și eu tot sunt. Sau am fost, adică sunt când trebuie, adică nu-s padarăc, știi, nu-s cadou atunci când mi-e vine timp, știi, dar cu toate că am, dar faptul este că pot să observ și pot să văd consecințele și pot să văd stările astea mele și pot să le gestionez. Asta am vrut să Da, dacă sincer, Vadim, mulțumesc că ai menționat asta. Eu nu m-am gândit niciodată că am să ajung să descoper nivelul ăsta spiritual într-atâta. Eu știu că încă mult am de descoperit, dar însăși ceea ce am găsit și ceea ce s-a deschis la ziua de azi, eu nu mi-am dat viziune, nu mi-am dat drept gândirii ca să gândească că într-adevăr este puterea asta. Dacă eram de mici, mergeam la împărtășanie, la biserică, la Asteanu, și cumva era ca o obișnuință mai mult decât ca să intru în esența la tot ce se întâmplă acolo. Și de multe ori, da, bărbatismul ăsta și chiar înainte, de exemplu,
Dacă vedem o postare ceva legat de Dumnezeu, de credință undeva, parcă numai suntem așa de confortabil sau împărtășesc mai departe, dau un share sau o chestie de astea. Dar Muianu, cred că altă esență are informația dată. Și eu înțeleg că anumii asta, dinăuntru spiritualitatea asta, îndeia, și asta e puterea mea, cea mai importantă, care ea direcționează și gestionează și coordonează toate celelalte stări. Adică anumit spiritualul ăsta, ea le pune și mintea la loc, și fizicul la loc, și emoțiile la loc, și energia la loc. Toate sunt dictate de la dânsul. Și mulțumesc lui Dumnezeu că, și vouă că ați fost cheia și așa am deschis ușa asta și am găsit spiritualitatea asta și am pot să gestionez și să conduc așa la alte aspecte un pic la alt nivel și însăși atât de tare sunt curios și mai profund să descoper spiritualitatea mai tare încă, nu ca așa și pentru bărbații care încă sunt duri așa, noi tot suntem duri, dar că avem într-adevăr energia asta bărbătească, noi avem masculinul care îl avem, dar asta nu înseamnă că să fii bărbat, să fii dur, să fii asta, nu poți fi și spiritual și liniștit și echilibrat și în liniște cu tine și cu tot ce sunt în jurul tău și în frumusețe cu mama natură, cu mama pământ, cu mama, cu tata soare. Eu o numesc lemnare. Știi, când ai un ciocan și iată, dacă vrei masculinitatea, duritatea asta să fie ca un unelt, da? Este ca un ciocan. Știi, că ciocanul tot că e un unelt foarte bun, dar nu poți, e inutil la spălat dinții, da? Adică, iată, spiritualitatea asta cumva, sau când ne trezim la aceste stări și ne dăm seama că noi nu avem doar această unealtă și cu care încercăm să facem tot cu această unealtă, cu toată cu duritate, dar poate fi în diferite situații diferit, în dependență de ceea ce necesită acea situație. Să ne dăm seama unii oameni că au nevoie de mai mult, unii oameni de mai puțin. Unele situații au nevoie de mai mult duritate, unele situații au nevoie de sensibilitate. Și eu când îmi dau seama, când îmi deschid ochii, eu îmi dau seama că eu am ambele și toate și până acum folosam doar una, doar ciocanul și încercam tot cu acel ciocan îmblam și la stânga și la dreapta. Știi? Și iată aici undeva cred că se leagă cu ce, cu întrebarea care a menționat-o. Noi asta întrebarea despre dacă alții nu înțeleg rolul de ce avem în vedere când menționăm rolul de agresor. Și ce să avem în vedere este exact asta, când folosim un aspect din noi care mai predominant sau mai valoros a fost odată sau eu nu știu, ne-am pierdut într-un rol și avem, ne percepem că eu sunt așa, mujic, și eu te fac eu așa și în fiecare situație dălbim cu cel ciocan. Și rolurile astea noi le jucăm, cineva joacă rolul mai des de abuzor, adică el e agresor, el nu e puternic, cineva joacă un rol de victimă undeva în orice situație vede că pe dânsul îl folosește, că pe dânsul îl agresează, că pe dânsul îl limitează și așa mai departe și fuge și se lupte cu lucrurile acestea și iată rolurile acestea sunt cu toate că ele sunt se nimeresc câteodată așa cum trebuie, dar dacă le jucăm marea parte este exact de exemplu cu ciocanul cel mai des dacă folosești doar ciocanul pentru tot nu chiar, nu ai prea o viață destul de satisfăcătoare. Fiecare soluționare în viață are anume instrumentul lui de a soluționa. Și când tu găsești calmitatea și liniștea asta și puterea asta din interior, atunci soluțiile și instrumentele vin singuri. Aho. Da. Foarte corect. Mersi. Deci tu simți acea situație, ești treaz și poți să vezi deodată care dintre unelte sunt la dispoziție pe care să le utilizezi în această situație. Și câteodată asta situație și acțiunea singură îți dă seama că a ieșit exact ce îți trebuie, cum ai menționat mai înainte.
Da, undeva, Vadim, este o forță care, de exemplu, în primul rând, conștientizarea la nivel diferit. Da? Dacă vedem situația, nu că parcă durează zile, ore pentru percepția și o rumeci la tine în creier, dar tu în milimi secunde tu observi situația, tu găsești calmitatea și aia, vezi soluția, înțelegi rolurile astea de când trebuie și cum trebuie și atunci vezi, ok, aici punem victima, aici punem agresorul, aici punem darul, aici punem abilitățile, ambiția, energia, entuziasmul sau orice folosim, care dintre ele acum. Și tu, ele singuri, dar tu le conștientizezi și le faci viu, le faci prezent, le faci și le observi. Le faci, le observi și urmă reflectezi asupra lor și încât pare ghinii, mergi așa înapoi după ce ai soluționat cu instrumentul, mergi încă așa terem, teriare, terem, terem, teriare, terem. Și încă te bucuri așa cu udea, pah, don, alta, next, următoarea. Nicolae, mersi mult pentru energie, pentru curaj. Din partea mea, respect adevărat, cu adevărat, respect ție ca persoană, pentru ceea unde pleci, atitudinea cu care mergi, atitudinea care o ai față de familia ta, față de sine, față de ceea de locurile în care ești deja implicat, precum este și acest interviu. Mulțumesc pentru că am dat și ești o inspirație. Și eu doar sper și mă rog ca fiecare să trezească la sa putere, la resursele pe care le are, despre care am discutat aici, despre care ai menționat tu, pe care le-ai descoperit tu. Și noi te iubim și îți dorim și ție, tine și familia ta să mulțumim. Mulțumesc pentru acest timp. Și vă mulțumesc, Vadim, că într-adevăr eu sunt ce aici sunt și sunt ce aici au fost creat și sunt că creația asta trebuie să schimbi în primul rând în mine și în maxim posibil unde poate dă valoare. Și azi dăm valoare. Să Acolo. dăm, și o dăm. Mulțumesc. Important, Mersi. oamenii sunt deschiși să o primească. Că eu deja am observat din persoanele care m-au contactat în ultimele 2-3 zile, ei tăți te urmăresc, la tăți curioși, lor le place și ei și văd, dar la tăți ați levit momentul când ați levit. Vreau să spun altceva, dar că asta ne-a venit. Știi cum eu când menționam de la început retreat-ului și des nu-i chiar perceput, nu, sau nu înțeleg, sau posibil nu eu așa în serios când spun că nu nimerești nimeni întâmplător la retreat, la acest retreat. Și fiecare care este acolo este parte dintr-un număr și al de persoane care este necesar pentru fiecare acolo. Și fiecare joacă rolul pentru celălalt, pentru depășirea, soluționarea, descoperirea, vindecarea a celuilalt. Și iată, este o simbioză dintre fiecare acolo. Nu știu, dacă vrei să spui câteva cuvinte despre ce ai simțit. E ca, da, eu absolut întâmplător, eu am ajuns acolo că trebuie să ajung, eu sunt conștient de asta 100%, dar însăși cercul ăsta de conexiuni care ne-au adus pe noi la, adică până a lua decizia am fost foarte mult inspirat de Gabriela, Valera ne-a mai povestit cât ceva și am luat decizia, da, eu mă duc, eu văd la voi schimbare, eu văd la voi capacitatea de lucru, eu văd la voi astea, eu mă duc să văd și eu să-mi pornesc turbina asta a mea și care poate undeva încă poate mai tare să-i dăie. Dar când spunem că fiecare om ajunge acolo, însă și universul este tare complex, da? Dar dacă poți vizualizați și tu jocul ăsta când șa dominourile în picioare, da? Și tu ai dat un domino și le cârligă pe celălalt și le duci și tot șirul și mai departe, da? Apoi ca dacă scoți unul din domino din mijloc, nu-ți duci până la urmă. Apoi ca eu așa văd schimbarea asta a lumii
și a oamenilor și a bunătății din oameni și a divinității asta și a ferii și fericirii și bucurii și creații și tot ce este frumos pe pământul ăsta, că tu când ai să ajungi la retreat, acel care vede, tu ești o piesă din dominou și ala, ca să faci ca circuitul ăsta și curentul ăsta de dominouri, el să fie, bă, să meargă Mai departe. continuu, că el să meargă Da. schimbarea de la unul la altul, de la unul la altul, de la cărămidă la cărămidă, până să construim ce avem de construit. Știi ce vreau, pentru ce vreau să mulțumesc totodată? Și nu neapărat doar ției. Eu știu că soția unui soț are o influență enormă față de deciziile bărbatului. Și vreau să-i mulțumesc totodată și lui Luda aici. Căci eu sunt conștient și cu siguranță ești conștient și tu despre același fapt care l-ai scris dominou lucrurilor bune și frumoase și luminoase. Fix același dominou totodată merge și în partea cu lucrurile neplăcute și dureroase și foarte atrosnici pe care noi chiar și le vedem. Același dominou. Și eu cred că responsabilitatea noastră și ceea ce aș dori ca să, la ce să tragem atenția la asta, să continuăm acest domeniu de lucruri bune și să fim cei care dau acel domeniu următorul mai departe. Și pentru asta vă mulțumesc ție, Ludmila, și la fiecare persoană care a participat la acest retreat și cei care decid să participe la acest retreat. Asta este o responsabilitate care o avem noi ca persoane. Și nu neapărat să participe la aceste trei, dar să continui dominoul lucrurilor bune. Iată asta vreau să accentuez. Da. Evident că viața nu e creată doar din lucruri frumoase, da? Oricum sunt challenge-uri, sunt obstacole, sunt situații, dar Nuanțe, exact. tare mult înseamnă și rezultatul vine de la ce cum reacționăm noi la situațiile acelea. Cum privim noi lucrurile acelea, cum reacționăm, adică reacția noastră, cum. Adică. Și același pahar, s-a stricat cineva, gata, mi s-a stricat setul cel mai asta, ia nu, intră în depresie, stres, cu murdărit podeaua, strică la copii și mai departe. Sau fix la același pahar, s-a stricat setul, eu pot să mă uit și zic, reacția mea poate fi, ok, mi înseamnă că e timp să cumpărăm un set nou. Ca să fie complet și să mai noim ceva, o energie nouă. Deci, adică, e la și situație, dar noi putem să reacționăm diferit. Și că tu, când conștientizezi lucrurile astea, și când poți să-ți dai seama, ca și de una, eram chiar în primele zile când am venit la retreat, asta au fost, și deu băieții și colorau pe foi. Și eu, cu flămastru a ajuns și la covor, da? Și dacă eu înainte, undeva ne erau jele de lui, dacă le spăla pe urmă, ele sunt albe, zbiești la noi, și se văd în fiecare pată de murdărie, și lui, de la mine, curățenia, e perfecționistă de asta. Dar muncă, când am văzut că s-au colorat și băieții au scăpat flamastrele pe covor și mai departe, zic, pui, dă-le pași mai departe, las să creeze pe covorul ăsta, poate într-adevăr îți primești un desen și ceva care A lăsat un lumea să-l mesaj. aprecieze și să-l valorifice. Adică, e că percepția, numai shift-ul ăsta cât face. Și gata, s-a schimbat, nu mai stai stresant, nu mai stai. Eu cred că dacă luăm metafora ce o întindem și la acest aspect, noi întotdeauna cred că avem o alegere care domino să pornim. Cred că în fiecare acțiune sau situație, vorbind iarăși venind la domino, cred că avem alegerea aceasta și cred că fetele, cu toate că fetele, partea feminină, le văd mai bine care dintre domino trebuie duși la este cel bun și care e cel rău, dar cred că bărbații noi suntem cei care mai ușor, mai rapid al împingem. Și cred că ceea ce s-a întâmplat și integrarea acestei spiritualități, integrarea și apropierea relației, în cazul vostru, care a explicat-o, este ca soluție, ne dă posibilitatea nouă ca bărbați să vedem mai rapid, să decidem care dintre domnilor este cel care aș vrea eu sau dau. Știi? Ca aho, Aho. merci. Clar. Grazie a te. Tot merci și familiei tale și pe curând. Atâta?
Dacă mai este ceva, poate ai întrebări, Nu, ceva. adică, nu știu, nu am fost nici planificat, eu n-am știut nici o întrebare care să o ai, nu știu care e programul, de atâta eu întreb, e atâta, nu știu. Da, Adică, noi avem și da. spunem multe, dar câteodată e mai bine să nu spunem nimic și fiecare să descopere singur ce are de descoperit. Că eu nu cred, oricine care s-a atinge de Ancheci, oricine care s-a atinge de tine, s-a atinge de Ana, s-a atinge de persoanele care au fost deja la retreat și undeva apare o sămânță de asta de curiozitate, sămânța și ei se plantează azi, e undeva de eroare asta, 100%. El nu degeaba ajunge să seamănă, nu degeaba omul întreabă. El trebuie să coacă până ies roada și roada se iasă. Aici văd că s-au adunat oameni cunoscuți. În primul rând, mulțumesc că am vrut să menționez, mulțumesc mult pentru tot, pentru că sunteți aici și împărțiți acest timp cu noi. Angela, o întrebat, poate vrei să transmiți niște salutări, Violeta, aho, Da, o asta în oameni primul la rând. retreat Eu au fost. cu frățuorii mei, în primul rând, în toată ziua împartă și ceva pe grup și ala nostru. Eu personal nu am frați de la părinți, da? Dar conexiunea și dragostea asta necondiționat care au apărut între noi și eu nu sunt numai între ăștia care au fost la retreat, ăștia 12 frați din prima mână, din prima linie. Dar îi sunt și din a doua linie care au fost la retreaturile precedente, că ei tot au sămânța asta de schimbare, au sămânța asta de altă percepție, la alt nivel și trăirile astea care le-am trăit noi, le-au trăit și ei și parcă noi suntem pe aceeași vibrație, pe aceeași undă și asta absolut se simte. Și vreau să le mulțumesc la toți, și lui Gheorghe, și lui Violeta, și lui Andriușa, și lui Andriușa, și lui Jenca, și lui Angelica, și lui Mihaița, și lui toți care au fost acolo, poate nu i-am menționat acum, și lui Mariana, și la toți, adică că voi, într-adevăr, ați participat și voi, numai de atâta, că voi erați acolo, la mine s-a întâmplat astea. Poate dacă unul din puzzle nu era, eu nu o descoperim toate acestea care le-am descoperit și nu era schimbarea asta care este. Și în primul rând vă mulțumesc și vouă și vadim la voi în genere, până la cer și până la pământ. Adică, eu ți-am mai spus-o și înainte, dacă înainte te respectam și avem un nivel de respect, tu faci ceva, că încerci să, nu cred, înainte, adică era percepția că tu încerci să faci lumea mai bună, că tu să dezvolți lumea personal, dar acum știu cât mult tu pui suflet, cât mult pui tu efort, cât mult dragoste pui și cât tare am îndrăgit și eu misiunea asta ta și dedicarea asta ta și dragostea asta necondiționată față de tine și Mulțumesc mult pentru aprecieri și dăm părțile mai departe de acolo de unde au venit, de sus, prin noi care vin și mulțumesc la toți. Vă mulțumesc, vă dau un la revedere, Nicolae, îți dau un la revedere pentru ziua de azi, pentru acest interviu și la toți care ne privesc. Mulțumesc din suflet, încă o dată. Trimiți salutări familiei din partea noastră. da, noi practic trebuia și Ludmila să iasă împreună cu noi, dar aseară a fost invitată de niște fete să facă un mini party de asta cu copiii, fotosesii cu tematica de Paște și s-a dus acolo cu fetele și cu băieții. Așa cum trebuie Așa să au trebuit și bă, da. Dar oricum ei cu noi, ea știe că noi suntem live și eu sunt sigur că ea s-a urmărească după asta și îmi mulțumesc și ei, în primul rând, că au crezut în mine și crede în mine și m-a susținut mai mult ca nimeni în viața asta. Iudăcica, spasiba. Mulțumesc din Bine. suflet. Te iubesc. Pentru așadar Te care iubesc. continui să dai. Mersi, Da. Nicolae. Eu zic la revedere și seară frumoasă la Bine. toți. Mersi pentru invitație și mersi încă o dată pentru tot. Mersi. La avea. Aho, aho. Oh.